Mamă. Oh, eu să fie. Doamna Ada, în spațiul expozițional Cărășan, arta textilă este reprezentată prin doamna Elena Hăbășescu. Cum vi se pare expoziția de astăzi? Dacă îmi permiteți să mai adaug și încă un nume, doamna Eva Comisarski. Din păcate nu am mai văzut expozițiile sale, a avut prezențe mai reduse, cel puțin pe spațiul Reșiței. Dar în cazul doamnei Elena Hăbășescu vorbim de cu totul altceva. Poate că pentru mulți dintre consumatorii de artă, stilul, tehnica și, aș spune în plus, talentul doamnei Elena Hăbășescu într-o nișă prin care arta textilă devine și artă decorativă, devine în același timp și o artă profundă, pentru că include semnificații din toate spațiile culturale. Și eu aș zice că din nișa asta pe care a ales-o doamna Hăbășescu în urmă cu vreo 20 de ani, așa, perfecționată în timp, are toate șansele să fie o artistă unică pe spațiul românesc. Și să ne bucurăm că asta înseamnă din spațiul bănățean spre spațiul românesc și mai departe. Putem să punem așa ca și în folclor această expoziție cap de primăvară? Să ne dorim cu toții să fie cap de primăvară și eu chiar cred că în măsura în care esteticul totuși învinge și dificultățile vieții și în măsura în care el ne-a însoțit de-a lungul timpului, această expoziție este cu adevărat cap de primăvară. Băbășescu, o nouă expoziție de artă textilă aici la Reșița, prilejuită de? Prima zi de primăvară, iar eu aș vrea să mă întâlnesc cu oamenii care îi port aici. De-a lungul anilor eu am avut o activitate voluntară și mulți dintre ei m-au ajutat, m-au susținut ca să ajung astăzi unde sunt. Și vreau să mă întâlnesc cu ei, să-i îmbrățișez, să le ascult poveștile. Asta a fost un motiv. Și al doilea motiv este că e prima zi de primăvară și am vrut să fie ceva frumos, să ne petrecem câteva minute într-o atmosferă pe care nu o întâlnești toată ziua. Eu, înainte de Revoluție, când vorbeam despre artă textilă, nu mă gândeam decât la ceva țesut în război. După Revoluție am găsit un articol într-o revistă despre o doamnă din Brașov care era preocupată de o tehnică deosebită, nouă, pe care eu n-am mai văzut-o. Am păstrat revista și când am avut acces la internet, primul lucru a fost să caut cu ajutorul cuvintelor quilt și patchwork, pentru că despre asta era vorba, să caut să intru în lumea asta. Și într-adevăr am intrat și am rămas fascinată. An de zile am căutat pe internet tot felul de imagini, tot felul de explicații despre tehnicile care sunt și în câțiva ani de zile am reușit să stăpânesc, pot să spun, câteva tehnici, din care am ales două care îmi plac foarte mult. Tehnica cu tiul și tehnica cu avalon. Tehnica cu avalon este această lucrare de aici. Avalonul este un material care se topește în apă
Și se face modelul pe o parte de Avalon, cu cealaltă se acoperă, se însaile și se trag foarte, foarte multe cusături la mașina de cusut ca să se fixeze firele astea între ele. Tehnica cu tiul este cumva asemănătoare cu Avalonul, sunt tehnicile de acolo, dar nu se folosește Avalon, se folosește un tiul care se pune deasupra și după aceea se trag tot așa foarte multe cusături. Faza asta este cea mai plictisitoare, trebuie să ai foarte multă răbdare. Și mai o tehnică care am adus-o aici este tehnica șenil, așa se numește tehnica aceea. O folosesc mai rar pentru că este formată din multe straturi unul peste altul, trebuie făcute cusături duble, după care tai toate straturile până la ultimul strat, cu o perie freci foarte bine tăietura și rezultă un model. Pare complicat. E complicat, dar faci lucruri frumoase cu tehnica asta. Cam atâta despre, să nu vorbesc prea mult, despre, n-am mai deschis o expoziție de vreo 5-6 ani, pot să spun, personală, dar n-am stat degeaba, am lucrat, am participat la expozițiile de grup organizate de filialele OAPR-ului din Iași, din București, din Timișoara, Târgu Mureș, numai Reșița noastră nu mi-a deschis niciodată o ușă, deși am bătut de câteva ori. Nu știu care este motivul, oricum. Se spune că Dumnezeu, dacă îți ia dintr-o parte, îți dă mai mult în alta. Ați ajuns și la Reșița. Am ajuns și la Reșița. Bine, la Reșița eu o fac de mult, de 40 de ani am deschis expoziție la Reșița. Ca aia spuneam că astăzi vreau să mă întâlnesc cu oamenii care port aici, oamenii care au fost alături de mine când am făcut o activitate sau m-au solicitat dânsii să facem ceva împreună. Direcția pentru cultura județului Caraș-Severin, Casa Orășenească de Cultură Bocșa și, bineînțeles, artistul plastic Elena Habășescu, s-au gândit că a venit momentul să întâmpinăm primăvara așa cum trebuie, adică după o pandemie mai îndelungată, ar trebui și un motiv de bucurie. Această expoziție de artă textilă face parte dintr-o serie, aș putea să spun eu, mai lungă de expoziția doamnei Elena Habășescu, pentru că colaborarea mea personală, dar și a instituției pe care o conduc, de Casa Orășenească de Cultură, este mai lungă. Doamna Elena Habășescu este o poveste frumoasă. Gândiți-vă că atunci când vrei să-ți îndeplinești un vis, nu contează vârsta și nu contează timpul la care ajungi să-ți îndeplinești visul. Domnia sa a fost toată viața cadru medical, a ieșit la pensie și a devenit student al Facultății de Arte din Timișoara, a intrat cu 10, a terminat cu 10 și este profesor de arte. Ceea ce este important pentru mine personal este faptul că în localitatea unde locuiește și locuim de fapt, își desfășoară o activitate foarte intensă. Sunt mulți copii dornici să găsească calea spre a deveni artist și doamna Elena Habășescu este darnică din acest punct de vedere pentru că le împărtășește din tainele meseriei foarte mult. Iar un alt lucru pe care eu vreau să-l remarc și vreau să-l remarce și cei care privesc această expoziție este faptul că, într-un fel, doamna Elena Habășescu se întoarce către origini, mai bine zis către simbolurile culturii cucuteni. Și dacă stăm să ne gândim la acest lucru, înseamnă că originile noastre pe acest pământ sunt mult mai vechi decât credeam noi și aducându-le în actualitate nu facem altceva decât să confirmăm faptul că suntem pe acest pământ de mai multă vreme decât credeau ceilalți. Doresc o primăvară frumoasă tuturor femeilor, doresc ca cei care vizitează această expoziție să-și umple sufletele de bucurie și îmi doresc să avem pace și liniște, să putem să revenim la normal. Că văd că dacă nu ne lasă dacă ne lasă pandemia, ne ia războiul. Dacă ne lasă războiul, cine știe cine ne ia. Eu vreau să ne iei partea frumoasă, arta să ne iei după ce ne lasă războiul.